Tren a murit azi noapte în capitală deoarece nu a mai mers câțiva metri până la o trecere de pietoni. A încercat să scurteze drumul spre casă, dar a ajuns în fața unui motociclist care pur și simplu l-a spulberat de pe șosea. În timp ce șoferii au început să dea mai multă atenție trecerilor de pietoni iluminate din cartierul Drumul Taberei, se pare că pietonii au început să le ignore. Doar câteva zeci de metri mai avea de mers bătrânul până să pună piciorul pe zebră și să treacă în siguranță. Se pare că se afla la aproximativ 15-20 de metri de trecerea de pietoni. A ales în schimb să-și încerce norocul și să se strecoare printre mașini. Se pare că nu a văzut însă motociclistul atunci când a ales momentul în care să se aventureze pe șosea. Omul a vrut să traverseze pe partea aceea, deci nu era, era de partea de carosabil, așa. A făcut un pas spre exterior, spre carosabil, s-a întors înapoi, motociclistul venea în coace. Viteză nu pot să o apreciez, dar oricum peste 70. Așa, a frânat, dar n-am mai apucat să mai... A sărit la 5 metri în fața mea. Medicii de pe ambulanța sosită la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bătrân. Omul s-a stins la scurt timp după accident. Echipamentul de siguranță i-a salvat viața motociclistului, care a scăpat fără răni grave. Polițiștii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cine este vinovat.